6300, egal cu 63 ori 2 la a doua, ori 5 la a doua. Da. Și egal mai departe cu. Continuăm ca să avem. Să zic eu, de la 63 ori 5 la a doua, egal cu x. 63? Nu, 63 cum se mai poate scrie? A, 63, l-am pus în parte prin 3. 3 ori 7-9. Da. Deci egal cu 7. 7. Ori 3 la a doua, că e 9. 7 ori 2 la a doua. Ori 5 la a doua. Acum. Și acum pe 1680. Păi 2 ori 5. 168 ori... 168, dar îl descompunem. Să descompunem, că să vină împărțim o dată prin 2, vine 84. Da. Și mai împărțim o dată prin 2 și vine 42. Da. Mai împărțim încă o dată și o să vină 21. Da. Și 21 pot să împart la 3. Și 7. Și 7. Deci 21 înseamnă 3 ori 7. Și ori 8 am presat. E tot 2 de 3 ori? Da. Adică 2 la 3. Da. Că 8 ori 21 fac exact 168. Da. Și egal acum mai departe. Hai să așezăm. 2 ori 5. Dar n-am terminat. Păi n-am terminat. Dar 2 la 4 să scăteam. 2 la 4. 2 la 4. Ori 3. Ori 7. Ori 7. Ori 5. Și ori 5. Acum avem 2 ori 5, ori 126, se împarte la 2, 2 ori 5, ori. Se împarte la 2, da. Deci o să vină 63, da. Se împarte la 63, 7 ori 9, da. Gata, zice 2, încă o dată un 2, ori și 7 ori 3 la 2, și egal cu? Și egal cu 2 la 2. Ori da. 5, ori 7, ori 3 la 2. Așa. Aici noi am bărit ritmul, dar tu ești un pic mai atent acolo pe foaie că lucrezi, ca să nu greșești. Da. Da. Deci, egal mai departe. Iată, cel mai mare divizor comun al lor. A, al numerilor. A, acum spune ce mai meme de ce. Așa, bun, da. Ce mai meme de... Sau pui în paranteză rotundă. Al numărilor 6300. Și asta am făcut noi acum, înseamnă că am descompus numele și am aflat ce numele de ceul lor. Și gata e ăla. Și gata e ăla. Ăla de care vorbim noi. Apoi atât de la asta, ce trebuia să scoatem 55 și gata. Da, deci vine acolo al 6300 la 1680. Și 1260. Este egal. 2 la 4. Da, uităm dintre... Apoi, 2 la 4. Acea mă la cum era când nu e clar. Avem pe cele mai mici la... Așa, pe cea mai mică. 2 la 2. 2 la 2. Ori. 2 la 2. Ori 3. Da, că se găsește în toate. Da, ori 3. Ori 7. Că se găsește în toate. Și ori 5. Și ori 5 se găsește în parte, nu? Da, da. Ori 5. Și face egal mai departe. 21 ori 20. Sau putem să facem 20 ori 3, 60. 60 ori 7, 420. 420. Deci cel mai mare loc... cel mai mare loc comun al lor e 420. Adică 6300. Egal cu 420 ori 6300 C1. Egal cu 420 ori C1. Ori C1. O fie în știi, poți să spui C1? Ești tare dacă spui C1. Păi, dacă 420, oricât se de... Acum vă spun, stați puțin. Trebuie să mă uit acolo la aici, la cățelele alea. Asta. Deci 2 la 2. Ai un 5 în plus. Da. Și un 3. Da. 5 ori 3, 15.
Face și. Ce? Nu? Am văzut, dar ce era în plușeță mulțit. Sigur că. Deci am comparat cu ăsta și cu ăsta. Și asta sunt 5 aici. 2 la 2, 3, 1, 3. Că e 3 la 2, 3 la 2. 7, da, da. 5 ori 3, 5. 5 la 2. Hai să ne luăm o toată. Vedeți șmecheria asta, da? Voi fura scot. Hai să vedem. Te prins? Spune-mi tu repede. 2 la... 1680 egal cu 420. 420 ori 4. 4, da? 2 la 2. Așa este, da? Da. Este 7, este 5, este. Și 1260 egal cu 420 ori 3 și ori 3. Wow, să foarte tare, da? Și sunt primii între ele, 15, 4 și 3. Sunt primii între ele, două de două, deci treaba deșteaptă. Am întrebat, care e cel mai mare? Poate să fie 10? Nu. Răspuns nu. Din cauza că restul aici nu poți. Și atunci, care e cel mai mare? 420. 420. Și scrii și chestia asta și ai făcut toată treaba. Da. Ce au urmă de găsitul în găsitul ăsta autorul? Hai, cum merge asta? Trebuie să facem un pic, da. Să reflectăm asupra. Mai avem așa și mai face acasă. Da? Deci ele sunt în varianta asta foarte tare. Da. Deci, ce a avut autorul? Teorema părțirii cu rest. Scurt. Teorema părțirii cu rest. Restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Să scadă acestea. Așez forma asta. Și cel mai mare divizor comun. X-ul e cel mai mare divizor comun al numerelor acestora. Da? Ce un cel 2 și cel 3 sunt unul primul dintre ele. Foarte, foarte tare chestia. Să trecem un pic și cu geometrie. Da, 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 te rog. Mai avei cu introducerea întregilor. Acolo ai probleme? Nu. Să facem un pic și de geometrie, să vedem ce... ce fel de probleme. Se pare că n-ar fi foarte greu, dacă... Nu, da, da, suntem destul de bine, stăm destul de bine, să știi. Da, da. Mai trebuie să ai și credeți. Exact. Deci tu trebuie să mergi pe chestia asta. Nu există nu pot. Nu pot. Deci dacă ștergi de mintea ta nu pot, cuvântul ăsta, ai șanse foarte mari. Exact. Sigur fac. Da, la nivel mediu. Da? Sigur fac. Mă vezi să te lasă pe pipărate. Dar eu acum ai greșit pe care fac bine este în zona aceea unde aerul rarefiat. Da, acolo o să divizi idei de astea mai năstrușnici. Fie unghiul AOB și BOC adiacente, unghiurile AOB, AOB și BOC, BOC adiacente. Păi chiar OB este similata cu da, dar stai că vă mai dau date și la urmă, da? Măsura unghiului AOB, măsura lui AOB e egal cu 40 de grade. Și măsura lui BOC, 120 de grade. Sunt deci cu bisecare. Calculați, la punctul A. Măsura unghiului AOC, egal cu semnul întrebării. Deci, în concluzie, măsura lui AOC, semnul egal cu cine? Da. Punctul B. Măsura unghiului MON, semnul întrebării. Știind că OM și ON sunt bisectoarele unghiurilor AOB și BOC. Sunt mai mult ușoare, de cine mai pune? Că mai multe sunt complicate, sunt mai mult. Păi nu, păi de tot mai asta este. E ușoară bisectoarea. Deci OM e bisectoarea cu ei. OM e bisectoarea lui AOB și ON este bisectoarea lui BOC. Aici te scrie cu paranteză pătrată. On, așa, da? Se ia și O. Da. Ai dreptate. Așa trebuie. Da. O. On, bisectoarea lui BOC. Și punctul C. Măsura unghiului AOD, semnul întrebării, știind că, la fel, OB, tot închis, și OD sunt semidrepte opuse. OD. Sunt semidrepte opuse. Semidrepte opuse. Altfel unghiul care este? Ce fel de unghi? Alungit. Așa. Altfel unghiul BOD
D, putea să ne spune așa, așa. Da. Cu măsura lui Plumot D, egal 180 de grade. Este același lucru. Asta, dintr-o privire, facem problema. Rapid. Da. Nu sunt foarte bine, așa că facem repede pe toate. OB e semidreapta comună la amândouă. Deci facem două unghiuri în care OB e semidreapta comună. Da. OB și OA. Deci A, OA, OB și OC. AOB e de patru linii. Dar nu mai e bine dacă facem pe B în locul A. Pe B în locul lui? Ca să fie așa. Păi spune că AOB zice că e de 40 grade, nu? Da. Și BOC e de 120. Și BOC de 120 grade. Deci ăsta 40. Și dacă ăla 120 îl fac mai mare. Cum ar vrea tu să fie? Cum vrei? Că B o să fie în locul, de, în locul A. Și A o să fie în semiplanul de jos și C o în semiplanul de sus. Că acolo la un moment dat spune că o de semidreapta opusă lui OB. Și mă gândeam să fie o linie dreaptă. Că o să fie... Tu îmi propui să mă duc așa. Cu una în jos. A, O, B, da. Dar dacă spui acum unghiul care? B, O, C, cum se fac eu B, O, C? Păi B o să fie în locul A, ștergeți A-ul și puneți B. Acolo... A, A, aici e B. Da. Și acum B, O, C de 100... Și dau în jos. 120. B, O, C de 120 grade, 90 ar fi așa, 120 cam așa. Da. Merg așa, cum propui. În ce? Așa, puneți acolo 120. Și unghiul ăsta 120. De 120 de grade. Mai mult decât 90, da? Da. Cu seama, unghiul plus unghi. Da. AOC ce cât este atunci? A, cu ce? A, simplu. AOC? Păi da. Este 100... Măsura lui AOC egal cu? 160 de grade. 40 plus 60 plus 120 egal cu 160 de grade. Bun. OM bisectoarea la AOB. OM bisectoarea la AOB. AOB. Duc bisectoarea. Și mă duc bisectoarea și lui. Și lui BOC. Și lui BOC, pe ce bisectoarea? Spuneți, da? Da. Prin ducea bisectoare, repede până aici. Unghiul ăsta de 20 de grade. Și ăsta e tot de 20 de grade. Unghiurile ăsta au fost împărțite iarăși în două, 60, respectiv 60 de grade. Și acum ce începe autorul? Să aflu ăsta, BOC. Mon. 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 Păi mon este mob plus bon. Deci la punctul B, M-O-N, măsura. Măsura. Lui mon egală cu... Egală cu N-O-B. N-O-B. Măsura lui. Nu. Da. Plus... Măsura? B-O-N. B-O? B-O-M. 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 Și egal mai departe cu... E, acum tu... Trebuie să scrii. Redactor. Fie bisectoare. Așa zice. O-M. O-M. Da? Bisectoarea. Da, hai, te rog, dar dăm obligație să facem așa, redactăm. Păi poți, în ce scriu? A, O, B egal cu A, O, M egal... Nu, nu, faptul că O, M e bisectoare, așa scrie. Da. O, M e bisectoarea lui A, O, B. Lui A, O, B. Așa, rezultă că... A, O, M. Și cum A, O, B, și cum măsura lui A, O, B de sus. A, O, B. Egal cu câte? Cu 40 de grade. Da. Din cele două acolo rezultă că măsura lui A, O, M egală măsura lui A, O, M
egală cu măsura lui M, O, B, B și egală cu 20 de grade. Corect. Apoi. O N bisectoare a lui. Bloc, lui bloc, da, bloc. Măsura lui bloc. Și măsura lui bloc. În caz de 120 de grade. Da. În cele două rezultă că da. Măsura lui bloc, măsura lui bloc. Da. Plus măsura lui. Nu egală. Egală. Egal. Măsura lui bloc. Nu. Măsura. Bloc. N, O, C. Egală cu 60 de grade. 60 de grade. Și acum, asta o schimb de sub da. Și spunem că măsura, rezultă că măsura lui M, O, N, este egală cu cele două adunate, care sunt spuse aici, da? Și fac 20 de grade și plus 60 de grade. Dar mi-am închipuit că de asta o am scris, l-am văzut că m-a colat și încele, da? Și fac 80 de grade. Trebuia să începem la de-aia de redactare cu asta. Pe urmă, punctul ăsta, de ce este format, cum ăstea sunt știuți, le înlocuiești 20-60 și le calc 80 de grade. Deci trebuie să apară doar de redactarea să fie făcut așa. Și punctul C, măsura unghiului, AOD. Unde OB și OD sunt semidrepte opuse. Semidrepte opuse. OB și OD. Deci OB și OD. Unde merge pe coliniare. Așa. Ducem-o dreaptă, în partea cealaltă, O. Vine și-o de tu, ca să mă convinci că ți-e clar. Semidrepte opuse, da? Da. O, D și O, B. Hai, hai, hai. Ce? Ce frică? De ce ce frică? Nu te văd că te-am la mă. Că am greșit. Nu, dă-i de mine. Nu știu că am greșit. Dar de ce? Nu știu. Da, uite, asta e cea mai slabă, sau și chestiunea cea mai slabă a ta. Deci, de ce să nu fii hotărât, să te iei de gât cu mine? Exact, uite, știu că... Păi, tu te trebuie să te... Păi, dacă e 180 de grade... Înseamnă că e unghia lungită. Păi, și-o-i bine, mă. Păi, și? Dacă știi, de ce tot... De ce stai așa de nehotărât? Nehotărârea asta, costă. Te costă. Foarte mult. Deci ți-am spus ce e puteai să, dacă eu spuneam prostii și tu așa, nu e adevărat. Și făceam un circ aici, ne țin în minte toată lumea. Da? Deci, ai spus mai bine, sunt opuse. Păi dacă asta e așa, cealaltă e așa? Corect. Ce nu e mai? Exact opuse. Deci ai știut exact, nu trebuie făcut, dar te apropiai de... Parcă te mușcai. De tăiere, ca de tăiere. Da. Bun. Deci măsura lui A, O, D. Cu cine este? Aici și mai clar, da? Trebuie să fie ca și, exact mai duce o dreaptă, să se vadă bine aici, nu e o frântură. Da. Deci aici D. Deci măsura lui A, O, D. 180-40. A, O, D este 180-40. Corect. Bun. Vezi? Deci măsura, la punctul C, da? Da. Măsura lui AOD, AOD, egal cu 180 minus 40 de grade și egal cu 140 de grade. Iată cum am făcut problema cu foarte clar. Foarte clar, da. Trebuie să îndrăznești. Matematica așa timid, cum încerci tu să te manifesti, nu e clar. Deci ori, ori, 2 și 2 fac 4 și prin somn. Nu discutăm altfel. De unde vine termitatea? Deci te spun eu. Indecizia și așa, din slăbiciuni, nu ți-e clar. Nu ți-e clar. Mai... Dar când ești sigur pe tine, n-ai cum să... Dar cum să nu spui așa de exact? Le-am povestit ce am pățit eu la fizică. Ne eram în clasa noua. Deci profesorul meu de fizică mă ghiciseră că am un simț practic foarte bine dezvoltat și în timpul lecției stătea cu ochii la mine să vadă dacă îi dau acceptul. Eu nu știam lecția, dar urmăream lecția cu atâta interes încât el ghiciseră că eu stau lângă el și parcă stăteam de pază. Și el avea grijă să nu vă spun vă prostii. Și în clasa 10 l-am prins cu chestii
Și atunci spun, nu! M-am uitat în picioare, așa, nu, aici e greșit. Toți au amuțit în casă, toți suntem așa, măi, cum să faci așa ceva? Dar ei nu știau în culise dialogul meu cu profesorul. Nu-l ghiciseră. Și am zis, nu. Ei, când s-au văzut așa, profesorul a rămas nedumerit, o tăcut. Și eu am încercat să-i explic, m-am ficat sigur în picioare și încercam să-i explic, la care el, copiii, ca să-l scoată din încurcătură și să-l facă remarcați, stai mă jos acolo, dar nu-ți rușinții, măi, cum ți-l judești tu mișoare acolo să faci tu, ești tu profesor, mă știi tu mai bine, nu știu ce, să-l scoată din dificultate. S-a făcut un vaca. Eu ce fac? Mă duc la catedră la el. Catedră aici, așa trebuie făcut. M-a dat catedră la el. Și am zis, profesor, aici nu, uitați, pentru motivul ăsta, și 5 sau 10 minute am stat de vorbă cu el. I-a spus părerea, da. I-a spus așa, el zice, liniște, în vacan, vocea, liniște. Îi mulțumesc, are dreptate. Până acum am predat-o și am predat-o prost. Din clipa asta voi preda noțiunea asta, așa cum mi-a spus-o el. Păi știi ce s-a întâmplat? A devenit colegul lui, prietenul lui. Încât în momentul în care avea de lucru la o problemă la, din gazetă ceva, îmi propunea mie, măi, azi noapte m-am gândit, m-am chemit la problema asta, am stat până la 12 noapte. Și nu mi-a ieșit. Ia gândit și tu să te uite. Și mă duceam și dacă reușeam să o fac, eu aveam instrumentul matematic mai bun ca el, cât avea el, și atunci uneori o făceam. Și a doua zi nu știam cum să ies în față, să mă poată, dar îmi căuta el, mă căuta la casă și îmi cum, ai ți-a ieșit? Da, ești mai bun ca mine. Excelent. Din modelul acelui profesor, în copii eu, dacă m-ați sesizat. Da. Deci am naturaleța de a spune că aici știu și din face nu știu. Măi uita, măi strădui, voi găsi răspunsul. Mergi mai departe. Pe dreapta D se consideră punctele O, A, B, C, D, E, F în această ordine. Deci pe dreapta D se consideră punctele. Da, stați să vă citesc un pic până la capăt. Deci punctele, am spus care sunt, astfel da, încât O, A, deci O, A, B, C, D, E, F, o. Astfel încât O, A egal cu A, B. Deci o. Le faceți egale, da? A, da. Egal cu A, B. A, B, da. De 2 cm. Bun. B este mijlocul lui A, C. B e mijlocul lui A, C. Adică iată ce spune. B, C e cât A, da. B. C este mijlocul lui A, D. Că în mijlocul lui AD. AD. Adică, cum facem la ele? Păi ducem pe D după C. Da, da, dar să fie cât? A-C. Dacă e mijloc, să fie cât? AC. AC, sigur că da, sigur că da, uite așa. Iar adică cât va fi, veni vorba, că fiind e cât 2 cm, da? Așa, asta cât va fi acum? 4 cm, da. Un pătic, am înțeles eu problema. Nu mai citesc după aceea. Da. D este mijlocul lui BE. D este mijlocul lui B, E. B, E. E. Fii atent. Cât mă mai duc încolo? Da, dacă D. Cât B, B, D. 4, 2, 6, nu? Cam așa. Asta este eu aici. Din ce a făcut calcul, pare să fie 6 cm, dar voi vedea eu, da, așa stau lucrurile. Și E este mijlocul lui C, F, în loc. E. Tu te pe foaia aceea. Tu te pe foaia aceea, nu-i nimic. E, e mijlocul lui C, F. Tu te vrei. Faci E, a lui C, F. Uite aici. Mijlocul lui C, F. Adică asta e 4 cu 6, 10. Bun. Fiți atenți să mă mai citesc o dată, ca aici să oprești ipoteza și apoi cine să cere. Deci, pe dreapta D se consideră punctele. Asta ca și el să urmă. Poate urmă? Poate urmă. Hai. Mă interesează să fie participat la lecții de el, trebuie să fac lecția lui eu. Și am o șansă dacă faci el. Da. Nu mă trebuie să mă regândesc. Stau eu pasiv. Și dați și dreptate, dacă e corect. Sigur. Bun. Deci urmărește, pe dreapta D se consideră punctele O, A, B, C, D, E, F în această ordine. Bun. Astfel încât O, A egal cu A, B de 2 cm. Deci 2 deci, și 2. B e mijlocul lui A, C. B al lui A, C. Adică
tot de merg tot 2 centimetri. C este în mijlocul lui AD. Adică, vezi? Da, îmi bine că e 4. D este în mijlocul lui BE. D este în mijlocul lui BE. Adică 2 și 4. Corect, 6. Și E este în mijlocul lui CF. 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 Uite, te-am dreptat? Da, e corect. 4 și 6, 6 10. 10. Bun. Realizați un desen la punctul ăla. L-ați și făcut. Da. E, am un punct. Da. Pe, arătați că segmentele OE și CD au același mijloc. OE și CD au același mijloc. OE. Același mijloc. Mijloc. Și ultimul punct. Arătați că AC supra BE supra B, plus BC supra CD plus AB supra AD mai mare sau egal cu BF supra AF. OE au același mijloc. Deci OE și CD au același mijloc. OE. Hai să aflăm mijlocul lui OE. Da. Stau scrie încă nu scrie. Da, deci. OE. Cât e mare OE? Hai să vedem cât e mare OE. Da. Asta trebuie să facem. OE e 6 cu 6, 12 și cu 4. O 16. 16 și împărți la 2? Împărți la 2. 8. Deci unde ar fi mijlocul lui? Păi... ar fi cam pe la mijlocul segmentului CD. Deci cât e OE-ul? Cât a spus că e OE-ul? Deci OE-ul tot? E... iar numărat. 6. 2, 2, 2, 2, 8 și 4, 2. 12. Și cu 6? 18. Da? 18. Deci bine încă o dată. Da, e 18. 8. Și am bine. Și cu 10? 18, 18, da? Da. Și acum, 18 împărțit la 2? Păi, mai bine nu împărțiți dumneavoastră toate segmentele câte două. Ceva am greșit. Păi nu, e pe 2 cu 2 și cu 2, 2 ori 3, 6. Și 6. Cu 6, 10 și cu 4, 14. Așa, mă, așa, 14. Când e 14? Nu. 10 cu 6, 16. 16. 16. Așa, 16, nu 18. Da, 16, corect. Deci am zis bine atunci, da. 16. Da, da. Și 16 împărțit la 2. 8. Ce era mijlocul CD? Mijlocul CD. Împărțit CD în 2. Aici, mă, mă. Hai să zicem, mă, să notăm cum. Mă. Pentru că suma OE, așa de dată, nu? OE egal cu. Da, 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 noi, bine, alea le mai scriem? Deci ar trebui scrise, pentru că nu ne spune decât că OA egal cu AB. Deci, da? Și apoi ne spune, fiindcă este mijloc, atunci rezultă că... Exact, așa totul trebuie scris. Deci aici, atenție, OA egal cu 2. AB egal cu 2. B, B mijlocul AC. B mijlocul AC, adică B mijlocul lui AC. C, înseamnă AB egal cu BC. Și cu AB egal cu 2 și egal cu 2. Da. Mai departe, ce mai spune? C este mijlocul lui AD. C mijlocul lui AD. Asta înseamnă că A, C egal cu C, D. A, C egal cu C, D. Și egal cu A, C este cât? 2 plus 2. A. Deci de sub zicem A, C egal cu A, B plus B, C. Și egal cu 2 plus 2 și egal cu 4. Deci punem 4 aici. Da. Mai avem că... D este mijlocul lui B, E. D, mijlocul lui B, E. Asta înseamnă, dacă D mijlocul lui B, E, spune-mi tu, te rog. D mijlocul lui B, E, adică B, D. Așa, B, D,
egal cu DE, DE, iar BD se compune. BD este egal cu BC plus BC, BC plus CD și egal cu 2 plus 4 și egal cu 6. Și atunci completăm sus 6. Bun. Și mai știm că E în mijlocul lui CF. E egal în mijlocul lui CF. Asta înseamnă că spunem CF, adică B e C, nu, C E. Ce e, da? Egal cu C E F. E F, da. Egal cu E F. Și acum și ce e celălalt? E CD plus DE. E CD plus DE. CD plus DE. Și CD este știut mai pe 4. 4 cu 6, 10. Plus 6 și egal cu 10. Așa completăm aici 10, da? Bun. Și acum, AF. Așa spune, OIE, 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 după ce am făcut chestia asta din ipoteză, zice OIE este egal cu OE egal cu OA plus AB, OA plus AB plus BC, BC plus CD plus DF. De E. Da? CD plus de E. Asta e OE-ul. De la O, A, B, C, D și E. Și face 2 plus 2 plus 2 plus 4 plus 6. Plus 6. Și este egal cu 16. Mijlocului OE e egal 8. Egal, mijlocul lui e egal cu dumă, notăm, da? Deci ce înseamnă asta? Că o, m, egal cu m, e, și egal cu 8. Și acum, înseamnă că dacă o, m este 8, l-am fixat exact 2, 4, 6 și mijlocul lui CD. Încă plus 2. Da. Încă plus 2. Da? Deci, scriem și noi că om, om este egal cu om, da, egal cu OA plus O, B, A, B, A, B, A, B, plus CM plus A, B plus BC plus BC, da, plus BC plus CM, da, CM și face 2 plus 2 plus 2 plus plus 2 ca să facă 8. Că știm că OEM este 8, da? Asta înseamnă că CM, deci rezultă că CM e 2. Îi trebuia 2. Dacă vrei plus X să facă 8. Și X-ul este 2. Hai să spunem plus X egal cu 8. Și atunci avem 6 plus ce? 6 plus X plus CM, foarte bine, plus CM, egal cu 8. Și asta înseamnă că CM este egal cu 2. Asta înseamnă, cum de desubt avem că CD egal cu 4, CD egal cu 4, asta înseamnă că CM egal cu MD și egal cu 2. CM egal cu MD și egal cu 2. Tot ce